Bine v-am regăsit pe canalul Dor de Ducă. Eu sunt Dan și, după cum v-am promis, astăzi vom face o tură prin cheile Samaria. Acestea sunt, după Palatul din Knossos, al doilea obiectiv cel mai vizitat de turiștii care sosesc în Creta. Poți merge pe cont propriu sau excursia poate fi organizată de hotelul în care stai, fără adaosuri de cost, deci nu uita să vorbești cu gazda ta să-ți facă o rezervare pentru a doua zi. Prețul total va fi de 40 de euro, 24 de euro transportul între Hania și Omalos, 11 euro feribotul de la Agia Rumeli la Sfachia și încă 5 euro intrarea în rezervație. Autocarul te va lua de la hotel la ora 6 dimineață și te va lăsa chiar la intrarea în rezervația naturală Samaria din Munții Albi. Aici plătești o taxă de intrare de 5 euro de persoană, copiii sub 15 ani intră gratuit, iar studenții au 50% reducere. Păstrați biletul de intrare pentru că vă va fi cerut la ieșirea din chei. Cheile sunt vizitabile în perioada mai-octombrie, fiind închise în zilele ploioase, când există pericolul de căderi de stânci, intrarea fiind permisă până spre ora 11, după aceea considerându-se că nu mai aveți timp să ajungeți să prindeți feribotul, cheile având o lungime de 16 km de la intrare până în Agia Rumeli. Singura modalitate de a ajunge de aici până la hotel este cu vasul care pleacă la ore fixe spre Sugia, 17:30 sau 18. Biletul costă 11 euro pentru adulți și 5,5 euro pentru copii. În Sugia vă așteaptă autocarul care va lăsa dimineața la intrarea în chei. Această excursie constă într-o coborâre continuă de la altitudinea de 1200 de metri până la nivelul mării, ceea ce impune încălțăminte adecvată lejeră și ceva condiție fizică. În chei nu aveți semnal la telefonul mobil. Plecând de la altitudine la o oră destul de matinală, este bine să aveți un hanorac cu mânecă lungă, pentru drum câteva gustări și o sticlă de apă pe care o veți putea reumple cu apă de izvor pe parcurs, dar și costumul de baie pentru când ajungeți pe plajă la Marea Libiei. De asemenea, la Agia Rumeli puteți servi masa la una din terasele de acolo sau puteți cumpăra suveniruri din buticuri. Deci nu uitați banii acasă!
facem. Audio Jungle.
Deși era început de mai, când a ieșit soarele, a fost o caniculă greu de suportat. Noroc cu umbra copacilor și cu pereții verticale a cheilor, iar apa a mării Libiei, deși rece, a fost o binecuvântare pentru tălpile încinse de fierbințala pietricelelor negre de pe plajă.